Avea 103 ani și a fost declarat cel mai mare donator financiar din Bulgaria. Supranumit Cercetătorul lui Hristos sau Sfântul din Bailovo, bătrânul Dobri Dobrev a trecut ieri la Domnul, ultimele două decenii din viață și l-a petrecut cerșind în apropierea catedralei Alexandra Nevski din Sofia, fără să păstreze pentru sine niciun ban. Absolut tot ce strângea dona pentru refacerea bisericilor, mănăstirilor și orfelinatelor, fapt ce l-a făcut unul dintre cei mai cunoscuți și mai iubiți oameni din Bulgaria. Добри, ти в рая ли ще бъдеш? В рая ли си? Е, ще видим, Бог те казва, как ти бъм умра. Как ти да прилег. Той ще казва, че ти ще живеем. Кой иска, той е милостив Бог. Милостив? Кой ще признава грешката, той ще му прости. Па кой не иска, кой ще не е разбрал. Дявола, ако го така пана, не мога. Страх ли те от смъртта? От смъртта ма не е страх. Там да не е страх. Защо не те е страх от смъртта? Защо... Защо не съм сигурен, не съм грешен, ама... Ма не е страх, като ти ще умеля, нали? И видя, че тук не е убаво. Да. Ако ма дигне Бог, ма дигне това. Да, не съм тук радостен много от себе. Trupul neînsuflețit al bunicului Dobri a fost așezat ieri seară în Biserica Sfinții Kiril și Metodie din Bailovo. Este satul în care s-a născut în urmă cu 103 ani, la 20 iulie 1914. Povestea lui de viață este impresionantă. În tinerețe a slujit ca gardă de corp a regelui Boris al III-lea al Bulgariei și a luptat în cel de-al doilea război mondial, pierzându-și auzul aproape în întregime în urma unei explozii. Din anul 2000 a vândut tot ce a avut și și-a dedicat viața bisericii locuind într-o anexă a locașului de cult din satul natal. Mergea zilnic în capitală câteodată pe jos, parcurgând o distanță de aproximativ 40 de kilometri pentru a strânge banii pe care urma să-i dăruiască bisericilor. Cei mai mulți dintre locuitorii din Sofia, dar și numeroși pelerini, și-l amintesc cerșind cu un pahar de plastic în mână la ușile catedralei Alexander Nevski din Sofia sau în apropierea acesteia. Sfântul locaș a primit în anul 2009 aproximativ 35.700 de leva, întreaga lui donație, ridicându-se până în prezent la suma de 100.000 de leva, adică peste 63.000 de dolari. De milostenia lui s-au bucurat însă multe alte biserici, mănăstiri și orfelinate din Bulgaria. În 2013, bătrânul a primit titlul de personalitatea anului în știri. În topul realizat pe site-ul agenției de știri bulgare novinite.com, el a adunat mai multe voturi decât toți participanții la un loc. De asemenea, el a fost subiectul documentarului The Silent Angel, apărut în 2015. Au rămas multe mărturii despre binefacerile sale prin care a devenit cunoscut în toată lumea. Chipul său blând, desprins parcă din sinaxare, nu va mai lumina străzile Sofiei. Vor rămâne însă în sufletele tuturor cuvintele cu care el îi saluta mereu: bucurați-vă întru Domnul!